找客服，大部分是要跟我是打刷一遍才客服。telephone， 哎呀呀，谁是为什么努力？Salut, tari frumoșilor, ce bine v-am găsit la un nou episod din Sâmbăta cu Satana. Într-adevăr, este cea mai genială zi din săptămână. De ce? Pentru că sunt eu în ea. Deci, bine v-am găsit la un nou episod, oameni buni. Și ca de obicei, o să începem să vă citim propunerile. Dar v-am anunțat ce facem deja pe pagină, da? Hai de pula mea, sper că nu mi-a spart sticul. Să vedem, ce propuneți voi să facem în această sâmbătă? Cred că am căcat de mâță pe laptop. Bă, am observat ceva ciudat. Voi vedeți micile asemănări dintre Roberto și Codrin? Eu cred că e ceva necurat la mijloc. Eu propun să ne dezvălui secretul tău murdar. Asemănăm și noi puțin așa. Dresează-l pe Eco și el pe tine. Vreau să te văd în lesă. Ce pula mea, bă! 2 șosete la 2 lei, cine vrea? Pula-i mare, tu ești tare. Simt că am trăit toată viața mea până în momentul ăsta să aud complimentul ăsta. Mulțam! Scândură iubirea mea. Am cei mai tari fani din lume care există să-mi bag pula la gând. Bună, ce salut ești! Sarmale rimează cu sandale! Oameni buni, o nouă eră a iluminismului a început. Explică asta! Cel mai simplu lucru din lume, fiți atenți! Este vorba despre trilogia ambiguității umane care își are rădăcina în aceeași expresie. 1, 2, 3! Pac! Freza! Sub naivitatea ei se poate deduce însă o lungă viețuire tulburată de experiențe progresive într-un destin inexorabil. Aș tinde să cred că ne prezintă seducțiile tinereții, dar nu am fost sigur până nu am văzut asta. Pac! Șuvița! Capacitatea voluptoasă a geometriei rebele! Înclinarea voluntară a sprâncenelor însă prezintă întreaga presiune a greutăților din negativitatea scutită a insatisfacției. E 3 ori. Tot mai mică, înspre deosebire de TVA. Felul în care se ține singur pe el de 2 ori face referire la echilibrul superficial diminuat cu care ne confruntăm zi de zi. Restul sintezei de trăsături nu arată decât grația infantilă a tânărului transcendent. Vedeți, bă, e simplu. No, de ce continuați voi cu background-ul? Greșit! Ambientul este vag delimitat, prezentând o neclară multiplicitate de direcțiuni. În consecință, apa e udă. Da, oameni buni, astea au fost propunerile. Mulțumim fain că mă inspirați, v-am mai mulțumit zi de zi, fără voi viața n-ar fi la fel. Bun, și până la urmă, oameni buni, v-am scris cum am făcut data trecută 50 de dăți. Mi-a dat un tip o idee. Stai că nu mai știu, stați cu zi. Codrin Bradia Satana, odată cu prietenii am vrut să facem o slujbă de duminică, așa că am luat o molie moartă, am incinerat-o pe un rup de chibrite, în timp ce purtam rope și ascultam Ghost BC la maxim. Ar trebui să faci un video cu 50 de dăți de la fani. Asta a fost o idee genială. Așa că m-am gândit să facem astăzi 50 de dăți de ale voastre. Desigur, nu vă așteptați la fapte adevărate, la ce am primit. Fiți atenți! Când eram mai mic, l-am pus pe un tip să mă calce pe mână cu bicicleta, că mă uitam la filmele cu Hulk și eu credeam că sunt la fel de puternic. Da, îmi rupsese mâna. Odată am dat click pe un video cu un tânăr numit Codrin Bradia. De atunci viața mea are camioane! Odată am dat la muie. Odată am luat la muie. Nu știu de ce, dar am impresia că vă cunoașteți. Când eram copil, la vreo 6 ani, am găurit peretele de pe lângă patul de la grădință cu unghiile până am făcut o gaură de vreo 5 cm adâncime crezând că o să evadez, deși ușa de la ieșire era pe partea cealaltă. Nu observa nimeni și ascundeam varul sub covor. Ce pula mea, bă! Până m-a părât o fată pentru că nu i-am dat o jucărie. Ce fel de jucărie, băiatul? Dar nu mi-a făcut nimic, așa că am scăpat, nu-mi pare rău de nimic. Bă, da, și voi ați avut copilării la fel de geniale ca și mine, hai să mai vedem. Odată am făcut-o pe o tipă să mănânce pedigree spunându-i că sunt pernițe viva. Așa încep cele mai frumoase prietenii, bă. Odată am călcat în caca și a trebuit să-mi arunc papucul să nu-mi împut autobuzul. Tătând autobuz l-ai aruncat sau cum? Nici nu știu ce mai ciudat, bă, să vezi pe un tip cu căcat pe papuci care stă liniștit așa în autobuz și putea căca și nu se întâmple nimic, sau să-l vezi în pula mea fără un pantof, stând așa. Aici e stația Unirii, mă scuzați. Odată am dat laba și după am realizat că n-am pulă. La o întrebare atunci, la cine ai dat lava? Alexandra Iuliana Avram. Când eram în clasa a 4-a, aveam la școală festivalul plăcintelor. Iar o clasă de a 8-a avea mai multe plăcinte decât clasa mea, așa că m-am dus și le-am răsturnat masa cu plăcinte. Vedeți, măi, tactici de marketing, așa îți elimini oponentul într-un mod grațios și plin de respect.
răsturnându-i masa cu plăcinte în pula mea. Când o femeie care avea grijă de mine, un fel de bonă, mi-a spus să stau singură, că ea mere până la ea acasă să-și aducă ceva și să întoarce repede, eu m-am gândit să mă întind pe jos în cameră cu o cutie de Dero lângă... Ce pula mea! Cu o cutie de Dero lângă mine, iar ea când a venit a început să plângă crezând că a mâncat Dero. Bă, există fel și fel de pasiuni ciudate, dar de ce Dero, bă? Bă, eu te înțeleg și eu când am nevoie de afecțiune și n-am pe nimeni lângă mine, dă la cutia de Dero, mă duc. E nelocuit, bă, ce pot să faci cu o cutie? Gata, bine, gata. Când eram mic am fost la magazin. Andreea Sighes! Odată am fost la o prietenă și eram singur acasă. Am băgat sâmbăta cu satana la maxim, iar mai târziu a venit un vecin bătrân la ușă și ne-a amenințat că sună poliția dacă mai înjurăm ca la ușa cortului. Odată am apărut la Cotrin în episod. Într-o seară mor de pat, am făcut concurs de vomitat cu un prieten în stație la autobuz. Odată când eram mică l-am ținut pe vărul meu în brațe și după nu l-am lăsat frumos jos, ca tot omul l-am aruncat și și-o dat cu dinții de masă și după a rămas chel în gură. Orlando Blg. Odată am căzut în cap pe tavan. Când eram mic m-am dat cu o bicicletă Pegas și nu am putut să pun frână. M-am băgat într-un gard și bicicleta m-a aruncat în dublu flic peste gard. Flic în pula mea. Asta, nu înțeleg, bă, deci n-ai o copilărie faină dacă nu faci căcaturi, bă. Chestiile astea banale nu o să ți le amintești niciodată. Dacă ai făcut dublu flicul peste gard, cred că o să amintești și când o să fii bătrân. Odată m-a alergat un om pe câmp și eu nu puteam să mai fug, așa că m-am oprit să văd ce vrea și vine și îmi spune, bă, ce face tactul? Ce pula mea, bă. Asta e una dintre cele mai geniale povești pe care le-am citit până acum. Odată am jucat fotbal și l-am lovit pe un prieten în ureche și l-am întrebat dacă mă aude și eu zis nu. Odată mă grăbeam să ies din magazin și am alergat spre ieșire și nu am văzut ușa din fața mea pentru că era din sticlă. Și ghiși ce? Eu sticlit. Pe la 7 ani aveam o găină preferată. Asta e început, începe promițător. Numai găină nu era, că era pe jumătate pui de găină, dar mă rog. Și eu credeam că toate păsările noapte și am băgat puiul în butoiul cu apă și nu l-am mai putut scoate. Ai de capul meu. Sau totodată. Atâta? Și ce-a făcut puiul? Ce? A murit puiul. Pe la vârsta aia, copil tank ce eram, aveam două țestoase. Mama a plecat la magazin pentru 15 minute. Să-mi fii cu minte. Am luat țestoasele să mă joc cu ele și la una era frig, am ținut-o în pumn. Cum pula mea să ții o țestoasă în pumn? Am ținut-o în pumn în prosop, mama ei că nu s-a încălzit. Și am băgat-o în cuptorul cu mic. Ce? După 3 secunde de copt am scos-o și cum era cu gura căscată, m-am speriat și am aruncat-o cât colo. Vine mama acasă, îi povestesc, ea caută broască și după 5 minute de căutor o găsește după frigider. Când eram mic am găsit o vrabie rănită. Am bandajat-o în hârtie igienică de nu mai putea respira. Apoi am văzut că a murit. Bă, de ce maltratați animalele, bă? Am umplut cada cu apă și i-am dat drumul să plutească pentru că așa am văzut în desene animate și după îi cântam cântece de leagă. Eram puțin sadică. Ai de capul meu! Eram atât de bat o dată la 4 dimineața că m-am dus la gară să-mi cumpăr forneti, dar am ajuns pe peron. Și când anunța aia mersul trenurilor, m-am pus în genunchi și am urlat tare că mi-a vorbit Dumnezeu. Așa mi-a zis a doua zi cel cu care eram. Deci asta mi se pare cea mai genial. Deci până acum asta are locul întâi, bă. Odată au ieșit câinele din casă când am deschis ușa și când am fugit după el am uitat cheile în casă. Am interfon și nu era nimeni acasă. Dă-i și așteaptă pe măta două ore să te bagi înapoi în casă. Odată l-am plătit pe colegul meu să umble în gurul gol prin hotel și să margă la fete. S-au făcut cu 10 lei tipul. Și cu filmulețul de la camerele de supraveghere. Joi la ora de istorie, un coleg mi-a aruncat pachetul de șervețele. Și zice profa, băi nesimțitule, de ce arunci cu obiecte, colegă, dar puteai să-i spargi tâmpla? Într-adevăr, direct contuzie cerebrală îți face dacă îți aruncă cineva cu un pachet de șervețele în față. Odată am intrat într-un magazin și fără să-mi dau seama am spus la revedere, ce? Mi-am luat o pungă de chipsuri, am plătit-o și am spus iar la revedere. După ce am ieșit am realizat ce am spus și de ce se tot uita vânzătoarea ciudată la mie. Odată eram așa spart încât în loc să zic 1200 de euro, am zis da mă, asta costă 1200 de mii. Odată am vrut să mă prefacă leșin și când am căzut m-am lovit la cap și am leșinat. Odată m-am pătat atât de tare încât nu puteam să mă mișc, iar un prieten s-a dus să-mi cumpere lămâi să-mi treacă din veție și când a vrut să-mi stoarcă lămâia în gură, o greșit locul și mi-o stors în ochi. N-am mai văzut noaptea aia. Odată tata a dat cu mașina peste... Ce pula mea, bă! Odată tata a dat cu mașina peste mine timp ce mergea cu spatele și când mă vede sub mașină zice ce dracu faci, mă, ieși de acolo! Hai de pula mea, ce trist, bă! Mâncam cozonac pe stradă după o băută și am luat suc ieftin să se ducă bine. Am pus punga de la cozonac în bidon și am dat unui prieten să bea. Când a simțit punga în gură, a început să facă ca un elefant. Sor mea se juca cu laserul cu pisica și o făcea să sară pe pereți și eu îi căutam în dulap un pix și proastă o dat cu laserul pe spatele meu și tâmpita de pisică o sări pe mie, mi-a băgat ghearele în spate, am dat cu capul de dulap, am dat să mă întorc și m-am împiedicat de pisică și am dat cu capul de parchet. Cât urăsc pisica aia. Odată mă uitam la un documentar despre droguri pe laptop, a venit bunica mea și mi-a zis că e un dragon în bucătărie.
Am fost să văd și mi-am dat seama că bunica mea e mortă de 10 ani și eu nu am laptop. Când eram mai mic, mă jucam pac-pac cu cel mai bun prieten al meu și cu încă câțiva copii. M-am suit într-o salce ca să văd unde vin inamicii și am căzut din salce direct cu burta de o țavă de gaz și am rămas fără aer. Pur și simplu nu mai puteam să respir și amicul meu cel mai bun a venit la mine și îmi dădea picioare spunându-mi: hai bă, odată că vin ăștia și ne omoară, sugi pula, băi. Vedeți, bă, ăștia-s prieteni adevărați. Odată am râs așa de tare că m-am pișat pe mine și am dat vina pe soră, mi-a pișat-o, era pe pantolonii mei, dar nu-i baie. Odată m-a lovit fratele meu așa tare în piept că era să mă sufoc și tata care dormea s-o trezit și-o ura la mine că să fac liniște și eu era să mor în pula mea. Am tăiat coada unui iepure pentru că mi se părea că îl încurcă. Bă, deci eu nu-mi dau seama, bă, deci noi nu ne prefacem, bă, deci noi, toată comunitatea asta care am creat-o, noi ne-am strâns cei mai bolnavi oameni din lume, bă, noi avem probleme. Bă, de la postul tău mi-am adus aminte odată când eram la grătar și alergam fericită spre sora mea să-i duc flori culese de pe câmpie și nu m-a luat pe taic, mi-o prinde și mi-a aruncat cu un bolovan în spate și am căzut pe burtă moartă un minut. Odată am stat cu becul stins în cameră pentru că am crezut că mi s-o lua curentul, iar atunci mă chineam să învăț cu blițul de la telefon. După ce am terminat, vine mama, prinde becul și mă întreabă de ce învăț pe întuneric. Odată când eram tank mic, ce? M-am urcat într-un copac și am spus mamei că dacă nu-mi cumpără ciocolată sar din copac. Și am sărit. Bă, mie să plâng, bă. Asta a fost cea mai tristă poveste care am citit-o în viața mea, bă. Odată când eram mic, am mâncat o bucată de pepene dintr-un tomberon pentru că mama nu voia să-mi cumpere și mie pepene. Altă dată ai mei se futeau în aceeași cameră în care eram și eu și nu puteam să dorm. Deci îmi schimb părerea. La fiecare poveste, cu cât avansez mai mult, de fiecare dată zic că asta e cea mai tristă, deci nu mă mai pot hotărâ. Odată am încercat să ies din casă, a fost oribil. Ai, deci te înțeleg, bă, bate-ți palma toți. Șpoc! Încă o dată, mai tare. Șpoc! Și încă o dată, ca și cum ai dat după muște. Șpoc! Vă înțeleg, bă. E oribil afară. Sunt oameni afară. În clasa 8 am ajuns mai devreme la școală de ziua mea. Și am scos bomboanele să-mi iau una că mi-era poftă, dar mi-a căzut cutia din mână și s-au vărsat toate bomboanele pe jos, parchetul fiind plin de praf, noroi, șmeg, căcanie, rinocer și alte minunății. Le-am pus înapoi în cutie și următoarea oră le-am servit colegilor și dirigintei cu zâmbetul pe buze, good times. Odată am avut un pui de găină și am zis către el să doarmă și nu a mai dormit. Am mers, am luat un bolovan și l-am pus pe cap. După am zis către ele să se trezească, nu s-a întâmplat. Întrebarea e dacă ești momentan la închisoare, dragă Teodora, dacă nu, următoarea întrebare, după am zis către ele, către cine ai, ai zis și către piatră să se trezească, către bolovan? Era culmea să zică bolovan, nu da, m-am trezit. Odată m-am căcat și mi-am dat seama că căcatul e maro și că iese pe cur, mulțumesc viață pentru această experiență unică. Când eram mai mic, un prieten era obsedat după Naruto. Și eu cu mai mulți prieteni l-am păcălit care chakra, l-am pus să-ți frece mâinile, apoi am zis că dacă dă un pumn în ușă o sparge, dar a ajuns în spital cu mâna ruptă. Odată m-am căcat pe mine. De ce? Bă, de ce? Ai mei nu venea să mă schimbe, iar eu am început să mănânc. Când a venit mama să mă schimbe, nu mai avea de ce. Am jucat fotbal, echipa adversă s-a dus pe contraatac, eu cică știa că l-am tras unul de tricou și mi s-a rupt degetul al treilea. Uitați, aici avem o poză cu un erou adevărat. Bă, oameni, a tot să fie episodul ăsta. Eu mă transform în Wolverine, să-mi bag pula, bă. V-am zis că nu o să fac sketch weekendul ăsta, că mă gândeam să încercăm și cu astea 50 de dăți ale legionarilor. Bă, of, fain, eu chiar m-am distrat citindu-vă amintirile, deși unele dintre ele n-au cum să fie adevărate, pula mea. Dacă îs adevărat, dacă aia o învelit o vrabie în hârtie igienică și-o omorât-o și-o băgat-o pe cadă după aia să plutească, ai de capul meu. No, mă rog, deci cert e că eu m-am distrat, bă, am citit mult mai multe, dar am stat să le sortez, bă. Și dacă vă place, eu mai pot să mă gândesc că mi-au mai amintit câteva chestii, că mi-a scris că mai vreți cu 50 de dăți, mai putem face și altă dată. Dacă mai amintesc și eu căcatul care le-am făcut, vă mai fac videoclipul, mai putem lua și de la voi dacă vreți. Și sper că v-a plăcut, oameni buni, și sâmbăta asta alături de mine. Nu uitați, desigur, mai să vă abonați dracului la canal, mai nesimțiților care sunteți. Eu sunt brața lui Rigur. Deveniți oameni buni, astăzi un legionar. Legionar, mă, cu J. Taci dracului, taci tu. S-o filmat și asta, așa. Și ne vedem, oameni buni, data viitoare. V-am pupat, bă, și vă doresc un weekend genial, mă. Mai genial decât mine, deși nu se poate. V-am pupat. V-am pupat de două ori astăzi, vedeți? Trăiți-vă viața la maxim. Ciao! Hai de capul meu. Hai, auziți, bă? Și-am o să rămân așa în pula mea paralizată. Băiatul, ajută și pe mine cu un leu! Ciao, frumoșilor! Mua! Vă înțeleg, bă. E oribil afară. Sunt oameni afară.